Ia uite ce avem aici. Ia uite ce avem aici. Ia uite. The Bluetooth device is ready to pair. Vezi? Ia uite. Ia uite. FM tuner. Soba. Soba care a ocupat jumătate de cameră. Ia uite-o. A? Cum apare acum lipită? Ia zi și mie. Aici trebuie să mai dau, că ea avea prima mână, dar până m-am fost plecat și până am venit, na, nu poți să-i dai nici din prima așa. Dar cum apare? Da, se vede mai bine acum, a? E? Ia uite-o. Ia uite-o aici, e balică de cală autentică. De mi ha-ha, nia-ha-ha-ha. Și trebuie să-i mai faci ceva sau așa rămâne? Nu, așa rămâne. Așa rămâne, nu? Dar tot așa. E un pic crăpată sau așa trebuie? Nu, păi da, dar prima mână așa se întâmplă. Uite și aici, dar mi-am dat prima mână. Și aici tot prima mână. Acolo la a doua mână, păi și la prima mână la fel era aici, așa, uite acum. La a doua mână cum apare. Și pe ea pot să pun și cine am cumpărat să ascult. Ce să pui? Nu, dacă îmi avea telefon. Ce să pui, Marta? Ia uite, mi-am cumpărat ceva aici. Hai, la niște jucării și noi. Ia uite ce avem aici. Ia uitați-vă. Ia uite ce avem aici. Ia uite ce avem aici. Ia uite. Ia uite ce avem aici. The Bluetooth device is ready to pair. Vezi? Ia uite. Ia uite. FM tuner. Care mai e povestea cu asta? Vezi? Povestea care a fost? Făcuși noi rost, dau niște bani cu ziua și ne-am dus să luăm boxele astea. Am luat boxa asta prima dată. A, pasta neagră. Pasta neagră prima dată. Mi-a plăcut foarte mult și am zis să mai iau și pasta albastră. Numai că există un dar. Un dar. La asta are bateria mai mare, ține bateria mai mult. La asta ține bateria doar o jumătate de oră. Și atunci, la bățești fiind, ce m-am gândit? Bă, iar n-am ce face, mă plictisesc, hai să le unesc între ele. Dar cum să le unesc decât să umbli în ea? Și am demontat-o frumos și pasta, i-am scos firul de la lumini aici în partea asta, cablul de la boxe în partea asta aici. Ca să o unesc, ca în momentul când cânte asta, se cânte și asta. Și pasta o să o las în casă, pasta o să o scot afară, să am două, să am muzică și aparte și în casă. Înțelegeți? Dar ca să faci chestia asta, acum o să trebuiască eu să umplu cu șurubelița, să o desfac pasta, să-i scot șuruburile de aici după găurile astea, să o desfac pasta de aici, ca cu plus și minus de aici să mănânc la plus și minus la difuzorul din asta de aici. Și în momentul când îi dau drumul ăsta, cânte și aia automat. Deci le arzi, să zic, nu știu. Nu le arzi. Nu le arzi, că le facem... O săptămână, două săptămâni. Nu s-a arde. Și mi-a zis un băiat acum, ce băi, fii atent, bine ar fi, zice, dacă ai face rău niște difuzoare de alea de mașină, difuzoare auto, zice, și le faci cum am făcut eu atât, le bagi în pereți. Le bagi în pereți și le cuplezi cu boxele și ai muzică ca la mașină. Cum ai la mașină, ai văzut muzica în ușă, așa ai tu muzică în pereți. Băi, n-ar fi o idee rea să le pun și pe tavan două. Ia uite. Așa. Să pun două și pe tavan, să pun două și pe pereți, uite. E frumoase, e bune. Zim de unde le-ai luat și întrebarea clasică, cât ai dat pe ele? Nu unde, a fost mult. De unde le-ai luat? 1.100.000 m-a costat asta, 110 lei. Așa. Și cadou mi-a dat-o și pe asta la ea. A, cadou. Să le dea cadou. Așa era. Să le dea cadou. Așa e, și mi-a mai dat și un pachet de șervețele umede. Din costă, da, ce să fac, dar de linco, că zic, șterg boxa, televizorul cu el. Și afacerea 1.100.000, da? 110 lei. 110 lei amândouă, dar rentează, merită. Merită, domnule, dar și n-ai. Și soba asta arată altfel. Nu-i așa? Și are 1000 de butoane, ce mai face boxa asta? Păi are, păi boxa asta poți să iei și, am și sticla aia, dar nu l-am înregistrat. I-am cumpărat și stick nou. Poți să pui stick să asculti și muzică, poți să asculti pe radio aici, dai căutare la stick și la radio, dar are mai multe butoane. De-aia zis că asta o să o conducă pe asta. Înțelegeți? Că ce se aude în asta, automat o să aude și în aia, decât că nu mai mă plin cu boxa când în casă, când afară. Una am pus-o aici, una să zic că o pun leva sus, pe gaura podului, pe gura podului și acolo rămân. Și eu o să-i fac pe fir aici, o să-i fac un ștecher, pe 12 volți cum are televizorul, ca seara să scot pe asta, că dacă vreau seara să ascult muzică în casă, nu mai stau să cânte muzica și pe afară. Nu în casă. Dar ele nu au fost programate așa să facă, nu le-ai modificat tu, ziceai, le-ai făcut-o pe aia. Eu le-am modificat, fiecare avea Bluetooth aparte. A. Dar s-a unificat pe telefon, ți-ar da un singur Bluetooth. Și când o singură frecvență, și când băgai, pornea amândouă. Dar pornea cu întârziere. Asta începea prima dată și la câteva secunde începea ailaltă. Și cânta ce că e un cor în casă, știi? Că nu cânta, nu porneam amândouă odată, ca să zici că cânta amândouă odată, știi? Dar de unde le-ai luat?
Le-am luat de la Bălțești. A, de la Bălțești. De la Bălțești, de la magazin, le-am luat. Ai mai luat-o de acolo, tot felul de chestii. De păi da, și box ai mai luat de acolo, nu? Numai acolo au. Numai acolo au ei. Au și ăștia aici, dar nu sunt bune ca la aia. La aia acolo sunt nemaipomenite. Adică de ce? Nemaipomenite pentru mine, că acolo, la ăștia aici, au pe 220. Eu pe 220 n-am ce să fac, n-ai că n-am un soncar. Dar asta se încarcă cu încărcătorul de la telefon, pe 12V. Încărcătorul ăsta de aici, cu ăsta de telefon, le încarc. Știți cu care zic? Da. Le încarc cu ăsta automat. Dar te-ai dus tu special sau a fost, să zic așa, dragoste la prima vedere? Nu, m-am dus să văd ce mai e pe la magazin pe acolo, că știam magazinul. Da. Și când colo, dă cu ochii de-astea, și scrie acolo, 2 la 110 lei. Măi, doamne, ce înseamnă 2 la 110 lei? Adică asta și asta, tu practic pe asta o plătești, asta e cadou. Am înțeles. Zic, băi, hai dați-mi un set. Gata, hai că mă duc să le iau din magazin, zice. M-am dus la cutie, că m-am întors, și-am venit acasă, că m-a văzut Ramona. Ce e asta? Mi-a primit cadou. Fără bani, fără bani și fără plata, în cer. Ce nu crezi? Zic că te-ai dat pe ele. Păi am zis, că scria, eu am zis cadou, dar scria pe ei 110 lei. Ce uite prețul. A, păi e prețul de când se vindea cu bani. Zice, nu, hai zic că te-ai. Zic, costă 1.100.000. A, nu ce-i bune, că zice, de când îmi doream și eu, zice, să ascult, zice, muzică la box. Dar ce să te faci, că am vrut să fac și eu schimb cu telefonul ăla care l-am avut pe tatăl nostru. Am vrut să fac schimb cu cumnata mea, cu Larisa. Ea avea un Samsung. Și eu l-aveam pe ăla, era mai mare, l-am plăcea Samsung-ul. Stai așa un pic. Ce, tu, acum ce poți să faci cu ele? Acum am uitat, nu poți să faci nimic fără telefon. Dacă îți ascult la radio. Atunci. Și acum, a pornit radio, zici tu. Radio. Asta merge. Da. Și cât ține dacă e să asculti? Te ține vreo 3-4 ore. A, te ține? Da, te ține bine. Da, o să-i fac un alt sistem, ca să nu se mai descarce deloc. O să-i mai cumpăr o priză asta de 12V de auto, cum e la televizor. Eu cu priza aici și pe aia tot în baterie plus și minus, cu ștecher. Și o bag tot timpul pe sistemul de încărcare, îi bag ăla aici cu sistemul de încărcare și o țin în priză. Și atunci merge pe curentul de la panouri. Și să meargă pe curentul ei numai când plec să zic la Bălțești, de exemplu. Știți? Dar ea o să meargă pe curentul de la panouri, în rest. Aici, acasă, că stă. Și aia că ai umblat în ea, nu e niciun pericol, nu? Că nu ai schimbat nimic. Tu... Nu s-a întâmplat dar nimic. De unde ai știut tu să faci asta? Păi da, m-am uitat, am intrat acolo, am desfăcut difuzoarele amândouă, le-am unit între ele plus la plus, minus la minus, până m-am venit, am plecat cu alt fir de la amândouă, de jos, de aici, din coadă, plus și minus, l-am scos afară. Și eu stat aici, mă lec cu roșu la roșu, negru la negru, plus la plus, minus la minus, când o porni boxa, pornește și asta automat. Sper să pornesc și asta. Că n-are cum. Acolo n-are cum să nu pornesc. Trebuie să pornesc. Nu să zic nimic rău de Bălțești, că ne certăm mama... Nu, la domnul Dogaru la Bălțești. Să trăiască domnul Dogaru, să mai aduceți. Ia uite ce e aici. Să știi. Da, și o dedicație. Păi, acum o punem... Stai, dar arată un pui boxa. Ce mai are pe acolo? Da, am pus asta aici ieri. Ce? Am pus asta aici ca să stea pe ea. Ieri când am... Boxa asta are... Uite, ce? În momentul când o pornești, deci are și antena aici. Iar și radio. Așa. Eu la radio n-am intrat, știți? Nu prea prinde la noi radio zona asta. A, da? Și pe boxe când îi dai drumul, uite cam așa. Cam așa se aude. Ia uite. A, când... Ia uite. Efectiv când o pornești, nu? Da. Și are lumini, are ce are pe acolo? Da, are lumini. Uite. Face un zgomot ăsta așa și că suntem la... Vezi? Așa, și ce butoane mai are sus? Are butoane de radio sus, uite. Radio. Căutare program. A, nu, asta nu e de radio, stai că greșesc. Asta e butoane pentru stick, că merge și stick la ea, uite. A, și mai are niște stick. Mufe de alea pe acolo. Și mai are, aici se încarcă ea, aici pot să-i pun microfon, nu am, auxiliar, nu am. O să iau și microfon. Și de încărcat? De încărcat o car pe panou. Și nu consumă și asta? Nu. Nu consumă, nu? Adică poți să o încarci bine. Da, păi a lăsat-o aseară de la 10 până dimineața, scos-o, până să mă sunați la asta. Da. Așa, și zici că pe asta poți să o legi la asta tabletă. Asta o cupresc pe un Bluetooth direct și pun muzică chiar acum, în acest moment. Haide să vedeți ce este. Așa, așa ai pus Ramona când spăla rufele? Așa i-am pus aseară. Vezi să nu cadă, să nu... N-are treabă. Dacă cade, nu luăm altea. Aolo, câte boxe ai mai nou, mă? Deci ai avut la boxe... Nici n-am achitat-o pe el, domnul Cătălin. Care boxă? Aia de 2,5 milioane, ale. Alea mari pe care... Coreanu. Păi da, ce le-am achitat pe ale? Ce, mai trec pe acolo pe parte? Păi și cât ai dat și pe ale? 2,5 milioane am dat pe ale atunci.
Și n-ai dat nimic la... Da, da, mi l-a dat pe datorie, pe credere. Încrederea s-a dus dracu. Nu pot să cred că nu le-ai plătit pe alea. Da, nu, n-am avut, m-a înțeles omul. I-a trimis vorba, știți? Și ce m-a înțeles. Uite, acum intrăm aici. A, imediat. Intrăm pe YouTube. Domnul Răzvan. Da, că noi nu prea putem să ascultăm muzica așa pe... E, nu? Că cine nu v-a spus? De ce să nu ascult? Uite acolo. Uite. Purina Dental Life este creat special pentru a curăța dinții din zone greu accesibile. Mă, încet! Protejează!